Miercuri s-a judecat al doilea termen în recursul formulat de Muzeul Municipal față de sentința dată de Tribunalul Sibiu pentru Biserica Domnească. În fața celor doi judecători s-au prezentat Ștefan Dumitrache, directorul muzeului, și părintele Cariopie Ichim, reprezentantul Arhiepiscopiei, însoțiți de avocați. Ieri am cunoscut și eu completul de judecată, la prima înfățișare nu participasem. A fost foarte interesant din punct de vedere juridic, pentru mine o surpriză, nu știam cum se desfășoară. Avocații celor două părți au depus tranzacția prin care cereau stingerea litigiului în anumite condiții. Ne-am dus cu tranzacția semnată atât de către Muzeul Municipal și cât și către consilierul eparhial Cariopie Ichim, dar instanța a spus că ar vrea timp să o analizeze. Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia nu vor accepta cu ochii închiși propunerile părților, ci vor analiza propunerile lor. Vor face o analiză profundă pe text și în plus ne-au mai cerut anumite documente referitoare la situația actuală a sitului arheologic. Magistrații din Alba Iulia au mai solicitat ca documentele să fie semnate de arhiepiscopul Calinic și nu de consilierul său Cariopie. Următorul termen al procesului este pe 10 februarie. Procesul dintre muzeu și arhiepiscopie datează din 2007, fiecare dintre părți cerând dreptul de proprietate asupra Bisericii Domnești din Curtea de Argeș, unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii românești medievale, fiind cea mai veche ctitorie voievodală din țara românească.